Mulțumim celor care au fost alături de noi, în primul rând doamnei Mariana Iglieș, care de fiecare dată vreau să vă spun ceva. Sâmbătă, cum știți, am fost la acel concurs de trecere a agenților în corpul ofițerii. Am avut impresia, corectând lucrările, că ei sunt cei mai tari din poliție, dar voi sunteți mai tari. Mulțumim! Ca în fiecare an, gazda noastră bună, domnul Vasile Hașmașan. Dacă vreți să ne spuneți ceva cuvinte despre evoluția noastră, de am trecut până acum sau ceva de genul. Sau îmi bag. Hai, dacă zile două, trei cuvinte, ce încurajează-i un pic aici. Felicitări băieților, apreciez foarte mult competițional vorbind, până la noi e niciun premiu, mai mult spiritul competițional e foarte important, am văzut foarte multe progrese, mă bucur și mă aștept și la anul. Vă mulțumim! Mulțumim! Orașul nou și județul noi de mult mai fiind așa bărbați. Bineînțeles! În fiecare an în spatele nostru, având în vedere capacitățile noastre și forțele fizice, stă și domnul Claudiu Bușa de la Natural Plus. Sunt reprezentantul firmei și urăm o succesă continuare și dacă mai mult, dacă mai multe kilograme. În fiecare an avem alături de noi un coleg, un prieten și un șef, domnul Radu Rus. Doresc să felicit pe toți participații și să-i asigur că în fiecare an o să fiu alături de ei. Mulțumesc! Din păcate nu văd printre noi, dar îl simt printre noi pe domnul Igna Corin Giulianu. Ne-am stat cu pregătirea, dar o trebuie să plece, din păcate. Avem alături de noi Prolexu și domnul Dănuț Moldovan. Din păcate nu poate în momentul ăsta să fie cu noi. Vă mulțumim! Pentru care credești, îmi mânesc desului diplomat. Mulțumim! Mulțumim! Un moment de mare emoție. Eu zic să ținem la dânsul cât îl mai avem printre noi. Alexandru Tabără. Cineva cuvinte câteva cuvinte așa pentru tineretii. În experiența care spun. Foarte impresionat de această diplomă. Știți ce v-am pus față de mine? Ne-ați provocat un an de zile? Nu, dar ne-ați provocat ce un zile. Ne-a sărut în priză și noi am organizat. Da, vă mulțumesc. În primul rând, felicit pentru organizare și mă bucur că am putut participa anul ăsta la acest concurs. Singurul meu adversar de astăzi, vreau să vă spun, că am fost eu însuși. Și sper, viitor să mă invitați, chiar dacă ne stă diploma asta. Mare drag. Nu, e doar pentru sprijinul nostru. Vă felicit încă o dată și mulțumim pentru organizare. Am avut un organizator și un arbitru, domnul Mircea Mitroescu. M-au fost în contestație. De acum înainte, având în vedere că am fost sportiv și am participat și eu am muncit alături de voi, o să dau mai departe să mâneze. Ordinea este concursul maximal, probele separate din concursul propriu-zis și clasamentul general. Mircea Mitroescu. Miezul. 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 Un tabel de semnat celălalt. Aveți datorii față de... Vezi că ea, ești pe caldă în șurii. Domnilor, vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Mă bucur, apreciez efortul care l-ați depus și vă doresc să aveți parte de tot binele din lume și să vă bucurați de familia care este lângă voi, pentru că ea este cea care vă susține în ceea ce faceți. Vă felicit pentru tot ce ați făcut și toți sunteți învingători astăzi. Am pins maxila în categoria minus 80 de kilograme la campionatul de forță cu panivățăra Poliției Române 2016. Mihai Călbăjus.
Plasat pe locul întâi, la proba prins maximal categoria 80-100 de kilograme, la campionatul de forță cu aniversarea Poliției Române 2016, domnul Adrian Luca. Plasat pe locul întâi, la proba prins maximal categoria plus 100 de kilograme, la campionatul de forță cu aniversarea Poliției Române 2016, domnul Dan Câmpan. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei comandant că a avut răbdare cu mine când m-am pregătit de atâtea ori și m-a sunat, era la sală, n-am putut să răspund și nu m-a certat niciodată. Mă mulțumesc ceva, domnul Radu la fel. Mulțumesc colegilor de la Cluj care au făcut posibil această deplasare. Domnului Vasile Hrășmășan care ne-a pus sala la dispoziție. Domnilor de la Natural Plus care ne-au făcut tricourile astea și alături de noi cu premii fiecare an. Și mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Clasat pe locul întâi, proba îndreptări maximal, categoria minus 80 de kilograme la campionatul de forță cu aniversarea Poliției Române, domnul Cristian Mandi. Clasat pe locul întâi, proba îndreptări maximal, categoria 80-100 de kilograme la campionatul de forță cu aniversarea Poliției Române 2016, domnul Octavian Cosman. Clasat pe locul întâi, proba îndreptări maximal, categoria plus 100 de kilograme la campionatul de forță cu aniversarea Poliției Române, domnul Dan Câmpan. Clasat pe locul întâi, proba genoflexiuni maximal, categoria minus 80 de kilograme, campionatul de forță cu aniversarea Poliția Română, domnul Cristian Mandi. Clasat pe locul întâi, proba genoflexiuni maximal, categoria 80-100 de kilograme, campionatul de forță cu aniversarea Poliția Română, domnul Octavian Cosman. Clasat pe locul întâi, proba genoflexiuni maximal, categoria plus 100 de kilograme, campionatul de forță cu aniversarea Poliția Română, domnul Dan Câmpan. Bun, trecem la... următoarea probă. Se acordă locul întâi, proba împins de la piept, categoria minus 80 de kilograme, domnul Rus Adrian Cornel. Aici mă faceți poze, ce fie, nu-i? Uite ce frumos suntem. Mulțumim! Domnului Adrian Luca, clasat pe locul întâi, proba împins, de la piept, categoria 800 de kilograme. Adrian Luca! Sâmbătă de mădântă. Domnului Dan Câmpan, clasat pe locul întâi, proba împins, de la piept, categoria plus 100 de kilograme. Nu e o să iau. Mai momentul. Domnului Cristian Mandi, clasat pe locul întâi, proba îndreptări cu bară, categoria minus 80 de kilograme. Domnule Octavian Cosman, clasat pe locul întâi, proba îndreptări cu bară, categoria 80-100 de kilograme. Domnului Victor Marc, clasat pe locul întâi, proba îndreptări cu bară, categoria 80-100 de kilograme. Cristi, numai cu mine. Domnului Cristian Mandi, clasat pe locul întâi, proba abdomene, categoria minus 8. Ce-i greu? Mulțumesc! Mulțumesc!
Bogdan Cosmar, clasat pe locul din Proma Genovii, sub cuvara, categoria 800 de kilograme. Domnul Dan Câmpan, clasat pe locul întâi, Proma Genovii, sub cuvara, categoria 800. Clasamentul general. Domnului Mihai Călmăjos, clasat pe locul 3, categoria minus 80 de kilograme. Domnului Rus Adrian Cornet, clasat pe locul 2, categoria minus 80 de kilograme. Și iarăși. Se acordă domnului Cristian Mandi, clasat pe locul 1, categoria minus 80 de kilograme. Categoria 80-100 de kilograme. Clasat pe locul 3, domnul Alexandru Tapără. Unde s-a dus? Categoria 80-100 de kilograme. Locul 2, domnul Adrian Luca. Categoria 80-100 de kilograme. Locul 1, domnul Octavian Cosman. Bravo! Hai, la poze. Categoria plus 100 de kilograme. Locul 3, domnul Cătălin Pop. Dacă ne facem și așa și cu toți la de la categorie. Apasă numai. Cine nu? Hai să ne facem și cu toți trei. Locul 2, categoria plus 100 de kilograme. Domnul Victor Marc. Bravo, Marc. Categoria plus 100 de kilograme. Locul 1. Domnul Dan Câmpar. Concurență de la plus 100, haideți la o poză. Haideți toți.